Bună, sunt Lubomir și în această ediție îți voi spune cum să nu fii victima unor situații de fraudă bancară. Fie că vorbim despre fraudarea cardurilor, fraudele electronice sau furtul de identitate, în ediția de astăzi vei afla care sunt cele mai răspândite metode și, ca de obicei, voi discuta cu experți din domeniu care îmi vor povesti în detaliu cum are loc furtul de date personale și, ulterior, sustragerea banilor de pe conturile clienților băncii. Așadar, două dintre cele mai populare metode la care apelează infractorii sunt metoda skimming și metoda phishing. Skimming-ul este atunci când se folosesc dispozitive electronice speciale care copiază datele de pe banda magnetică a cardului. Aceasta se realizează la ATM-uri sau prin intermediul POS-urilor. Phishing-ul este o metodă mai sofisticată și inteligentă. Clienții sunt mințiți printr-un mesaj parvenit pe poșta electronică de la un așa zis reprezentant al companiei care le cere urgent să transmită datele personale sau, în caz contrar, contul bancar va fi blocat. În realitate, banca sau un alt prestator de servicii bancare nu formulează astfel de mesaje alarmante și nu cer niciodată datele personale de la clienții lor. Se întâlnesc cazuri când instalezi din neatenție o aplicație malițioasă pe smartphone sau pe computer. Aceasta are menirea să-ți analizeze tranzacțiile online cu cardul. Astfel, din numele tău și, cel mai important, din banii tăi, vor fi achiziționate lucruri prețioase pe care nu le vei vedea niciodată. Pentru a preveni astfel de situații, te sfătuiesc să instalezi doar antivirus licențiați, să nu accesezi link-uri dubioase sau atașamente din e-mail-uri ale unor persoane pe care nu le cunoști, să nu divulgi informațiile personale sau datele cardului bancar. Dacă primești un apel din partea unor reprezentanți ai băncii care îți cer datele personale, spune-le că revii mai târziu și apoi sună la numărul atașat pe pagina web a băncii. Nu lăsa datele tale personale la vedere, nu le fotografia și nu le transmite nimănui. Să monitorizezi zilnic istoricul extraselor bancare și să anunți banca de orice activitate neobișnuită. Așadar, pentru a-ți răspunde la mai multe întrebări referitoare la prevenirea cazurilor de fraudă bancară, te invit să asculți și să notezi sugestiile experților pe care i-am invitat. Eugenia Valciuc este șefa secției carduri bancare și produse retail a băncii Fincombank, care ne va povesti despre fraudele financiare din perspectiva băncii, și Valeriu Krivcianski, manager sisteme plăți în cadrul companiei Paynet, care ne va explica cum funcționează înșelăciunile cu cardul, cum să prevenim riscurile de fraudă atunci când efectuăm plăți online. Și asta nu e tot. În această ediție îți voi povesti și despre fraudele prin telecomunicații, cunoscute ca fraude telco. Ina Harea este șefa serviciului Audit, Control și Gestiune Riscuri în cadrul companiei Orange. Îi va povesti prin ce se manifestă acest tip de fraudă și cum să ne protejăm de mesaje false. La fel ca și în ediția precedentă, toate interviurile au fost realizate online. Începem cu Eugenia Valciuc și iată ce ne spune despre fraudele cu cardul bancar. Era digitală aduce beneficii majore tuturor, dar există și anumite riscuri. Odată ce petrece mai mult timp folosind internetul, infractorii tind să descopere noi modalități de a sustrage banii din conturile bancare. Cele mai întâlnite fraude în Republica Moldova sunt phishing, încercare frauduloasă de a obține informații, precum login, parole, datele cardului, deghizându-se ca o entitate de încredere printr-o comunicare electronică. Inclusiv situațiile în care pe calculator sunt instalate aplicații software care colectează date, obțin acces la rețea sau oferă dreptul de administrare a stației de lucru. Exemple de phishing sunt concursuri false, sondaje din partea companiilor mari și renumite, cum ar fi Google, Wizz Air, Poșta Moldovei, PayPal, Kaufland.
Social engineering, un alt tip de fraudă și constă în manipularea clientului la telefon sau e-mail în vederea efectuării de tranzacții sau divulgării informațiilor, cum ar fi, dar fără a se limita la datele cardului, PIN cod, CVC, 3D Secure, coduri expediate clienților la telefonul mobil pentru a confirma transferurile rapide, transferurile P2P, transferurile între conturi. Exemplu de social engineering este când clientul este telefonat de către escroc, care se prezintă drept lucrătorul băncii și solicită date confidențiale sub diferite pretexte. Family fraud, o fraudă prietenoasă, se întâmplă atunci când o rudă sau o persoană din apropierea clientului efectuează tranzacția fără știrea clientului, pe care ulterior acesta o declară ca frauduloasă. Exemplu este tranzacție Google, iTunes, Apple, compromiterea cardului în mediul online. Poate avea loc, spre exemplu, când deținătorul cardului accesează și introduce pe site-uri nesigure sau scam datele cardului și alte date personale. Ulterior, aceste date sunt utilizate de către escroci pentru tranzacții neautorizate. Un alt tip de fraudă, dar care în ultimii ani nu este atât de răspândit în Republica Moldova, este skimming, procesul de copiere a datelor stocate pe banda magnetică a cardului folosind diferite dispozitive electronice speciale, cum ar fi bancomate, prin fixarea unui dispozitiv de copiere în spațiul de introducere a cardului și setarea unei tastaturi false sau a unei minicamere pentru înregistrarea PIN-codului în momentul introducerii acestuia. La post-terminale, în momentul când are loc o plată la un comerciant și ulterior cardul este trecut suplimentar printr-un alt dispozitiv pentru a copia informația de pe banda magnetică. Putem oferi clienților următoarele recomandări. Mențineți actualizate programele antivirus la calculator, telefon mobil sau oricare alt gadget pe care îl utilizați la efectuarea tranzacțiilor sau pe care stocați datele cardului. Este strict interzis să comunicați sau să divulgați la telefon, e-mail, SMS, internet, datele cardului persoanelor terțe, chiar dacă acestea pretind a fi lucrătorii băncii, organele legislative sau reprezentanții sistemelor de plăți Visa sau Mastercard. Este interzis înscrierea prin codului pe card sau păstrarea acestuia împreună cu cardul. Verificați cel puțin o dată pe lună extrasul contului pentru a vă convinge că într-adevăr dumneavoastră ați efectuat tranzacțiile. Este interzisă divulgarea login-ului și a parolei în internet sau mobile banking. Nu deschideți documentele atașate la mesajele de e-mail primite de la adrese necunoscute. În cazul în care suspectați că ați fost victima unui atac de fraudă, contactați imediat banca care v-a eliberat cardul la numărul de telefon disponibil 24 din 24, care se află pe spatele cardului sau pe pagina oficială a băncii. Sau contactați banca prin oricare alte canale de comunicare pentru a bloca cardul. Ulterior, apropiați-vă la sucursala băncii pentru a depune cererea de investigare a cazului și a reemite cardul. Banca va informa la rândul său organele competente ale Republicii Moldova și va iniția la solicitarea clientului procesul de investigare a tranzacției declarate ca frauduloase. Banca nu va oferi niciodată informațiile confidențiale ale clienților săi, persoanelor terțe. Banca nu va solicita rechizitele sau elementele cardului de plată, coduri, login-uri, parole primite de către clienți prin e-mail sau telefonul mobil. Nu va solicita datele personale prin e-mail. Pe rețele de socializare, banca comunică cu clienții săi și urmăritorii săi doar prin intermediul paginii oficiale ale băncii care se află pe rețele de socializare. Responsabilitatea băncii este de a duce la cunoștință clienților
modul de utilizare a cardului, să ofere suport în regim non-stop și să informeze clienții despre metodele de prevenire a fraudelor. Însă cea mai bună protecție este atenția și vigilența personală. Valeriu Krivchansky ne ajută să prevenim fraudele online. În primul rând, riscurile care ne supunem sunt cele de a pierde datele personale. Și a doua riscă este riscul financiar, când printre datele financiare, datele personale sunt și acele ale instrumentelor de plată, care le utilizăm în cadrul plăților online. Niște răufăcători pot să intre în posesia datelor acestea și ulterior pot efectua plăți din numele nostru și cu instrumentele noastre de plată. Cei mai vulnerabili sunt persoanele care nu sunt informate, în primul rând, și care nu aplică niște măsuri de precauție la efectuarea plăților online. Prin persoanele neinformate am în vedere persoanele care, chiar dacă au utilizat cardul cel puțin o dată, dar nu știu cum să aplice măsurile de precauție în privind unde pot fac plata. În primul rând, nu trebuie să furnizăm nici, hai să spunem, codurile personale, datele cardurilor sau alta informație care este utilizată la efectuarea plăților, să nu furnizăm altor persoane, în primul rând. Într-a doua rând, trebuie să... Deci, bine, la efectuarea plăților sunt mai mulți factori. Mediul ăsta unde se efectuează plata, cum ar fi site-ul comerciantului sau tranzacția unde se efectuează. Trebuie să ne asigurăm că este un site securizat, comerciantul este de încredere, nu este un site făcut copie, de fapt, la un site care se presupune a fi cel de unde se efectuează. Într-a doua rând, trebuie să asigurăm că însăși mediul de pe care facem noi tranzacția, fie cel un telefon mobil sau calculator, este destul de protejat pentru efectuarea tranzacțiilor. Adică are un antivirus cel puțin instalat, este actualizat sistemul de operare, adică controlul vulnerabilităților, pentru că să nu fie instalat o oarecare program malicios care unde poate să intervină și să ne preia datele noastre în procesul de achitare. Wi-Fi-ul, de asemenea, trebuie să evităm Wi-Fi-ul în locuri publice, pentru că de multe ori se poate intercepta aceste canale și datele pe care noi le introducem pot fi interceptate de către răufăcători. De multe ori se spune că, de exemplu, păstrarea datelor, salvarea datelor pe platformele de comerț electronic trebuie să fie evitate. Trebuie să știm că datele, de fapt, ele nu se păstrează în formă deschisă pe site, chiar dacă am pus păstrarea datelor, spre exemplu. Ele se codifică, se criptează și chiar dacă cineva intră în posesie prin intermediul site-ului ăsta a datelor, ele nu pot fi reutilizate. Al doilea aspect este că să nu furnizăm codurile secrete nimănui. De exemplu, pentru tranzacțiile cu cardul, bine, numărul cardului este important, dar el nu este suficient pentru a finaliza tranzacția. Pentru a finaliza tranzacția trebuie să fie și codurile CVV2 sau CVC, ele se numesc diferit. Dar mai mult ca atât, băncile la noi în Moldova acum utilizează și încă o parolă, cum ar fi parolele 3D Secure. Fie că se expediază prin SMS, fie care sunt prestabilite de către bancă, sunt de unică folosință. Dacă să ne referim doar la carduri, atunci cel mai sigur este utilizarea acestui card exclusiv pentru tranzacții online cu sume sau limite prestabilite, transferate exact în suma tranzacției. Acum, nu știu dacă la noi sunt oferite, dar unele alte bănci oferă, de fapt, și carduri de unică folosință.
care înaintea tranzacției se emite un card de unică folosință care este valabil doar pentru o tranzacție și mai mult nu poate fi reutilizat. Deci eu aș considera asta chiar cea mai sigură dacă se protejăm în mediul online. Ina Harea ne explică cum să depistăm fraudele telco. Pentru a răspunde, de fapt, la întrebarea ce înseamnă fraudă telco, este nevoie să înțelegem ce înseamnă fraudă în general. Astfel, frauda este acel act de rea intenție unde procesele, lacunele, slăbiciunile, fie tehnice, fie umane, sunt exploatate cu scopul de a obține un avantaj, fie material sau nematerial, și, desigur, victima rămâne păgubașă. Frauda telecom sau fraudă telco se numește așa pentru că atât operatorul cât și clienții acestora sunt impactați prin prisma faptului, prin prisma rolului său de prestator sau consumator de servicii de telecomunicații. Și cu adevărat, în zilele noastre, domeniul de telecomunicații este foarte des țintit de fraude. Analiștii estimează un impact global, anual, circa de câteva sute miliarde de dolari și impactați sunt atât operatorul cât și consumatorul. Există mai multe scheme de fraudă. Cu siguranță escroce sunt foarte inventivi și ei inventează zi de zi instrumente, scheme noi. Ceea ce vreau să zic, că indiferent de multitudinea de scheme, scopurile principale ale unei fraude în mare parte se rezumă la două. Este vorba fie de a genera trafic voce sau SMS din contul clientului, fie de a colecta date cu caracter personal, inclusiv și date bancare, pentru ca ulterior acestea să fie folosite în alte tipuri de fraudă. În Moldova, dar și nu numai în Moldova, un tip de fraudă foarte des întâlnit este cel de tip vanghirie sau putem să-i spunem apel nepreluat. Cum se întâmplă? De obicei, escrocii plasează bipuri, apeluri scurte, către clienți. Clienții văd pe telefonul său un apel nepreluat de la numere internaționale și, în mod normal, doresc să reapeleze. Respectiv, când reapelează, aud fie liniște, fie un robot și atât. În felul acesta, escrocul și-a obținut cele dorite. Apelul internațional a fost plasat către numerele pe care de obicei ei și le dețin. Un alt tip de fraudă este prin SMS sau prin mesaje text primite prin alte aplicații OTT, cum ar fi Viber, Skype, WhatsApp, și scopul este exact același, pentru a face clientul să apeleze către un număr internațional. Ar putea mesajul să sună de genul sună-mă urgent sau am nevoie de ajutorul tău și este indicat un număr internațional. Din nou, clientul sunând nu obține nimic și avantajul este obținut de escroc. Un mod foarte des utilizat de către escroci pentru fie a colecta datele cu caracter personal, fie a face clientul să apeleze la numere internaționale, este prin utilizarea paginilor dubioase sau paginilor false. Cum se întâmplă? Clientul, navigând pe internet, îi apare o pagină pop-up, o avertizare, o notificare, unde îi se spune că, dragă client, ești norocosul cel fericit și astăzi ai șansa să câștigi un premiu. Și de obicei este un premiu de valoare, fie un telefon, fie altceva de
valoare materială. Și se roagă, și clientul este rugat prin această pagină să lase datele sale cu caracter personal, mai mult ca atât poate fi rugat să placeze un apel pentru a confirma participarea lui la tombolă sau un SMS. Și clientul, desigur, dorind să câștige, foarte conștient, face acest lucru. Și, desigur, în final, clientul nu câștigă nimic, omul nu câștigă nimic și rămâne cu banii cheltuiți pentru aceste apeluri internaționale sau SMS-uri. Așadar, regula de bază ar fi nedivulgarea informației personale către terți. Este recomandabil clientul niciodată să nu lase informațiile sale de genul nume, prenume, număr de telefon, IDNP, adresa, inclusiv și datele bancare pe site-uri dubioase, pe site-urile neverificate. Să fie foarte atent atunci când primește mesaje nedorite sau apeluri scurte și să nu revină către acele numere necunoscute. Și dacă clientul este navighează pe net și îi se propune să participe la o tombolă, la un concurs, atunci cu siguranță ar trebui să verifice veridicitatea informației, să acceseze site-ul oficial al companiei care, ca și cum ar organiza această loterie și să verifice cu adevărat se organizează sau nu. Sper că te-am ajutat să găsești răspunsurile la întrebările tale legate de prevenirea acestor situații neplăcute. Fii atent când mergi la vreun bancomat sau când achizi serviciile la terminale, nu deschide link-uri dubioase și nu copia codul PIN în locuri vizibile. Securitatea banilor tăi trebuie să reprezinte pentru tine o prioritate. În anul 2013, FBI l-a arestat pe Hamza Bendelaj, unul dintre cei mai periculoși hackeri din lume, care a furat 10 de milioane de dolari din 200 de bănci din lume pentru distracții și viața de lux. El a infectat cu un virus peste 600 de milioane de computere, de unde fura date personale. Presa l-a supranumit hackerul zâmbitor, deoarece el zâmbea în momentul în care a fost arestat și escortat de poliție. Iată un exemplu când o fraudă bancară este făcută în folosul celor săraci. Un lucrător de bancă a fost supranumit Robin Hood italian după ce acesta a fost arestat de poliție pentru că sustregea timp de 7 ani sume mici de bani de la oameni bogați și le transfera pe conturile oamenilor care nu puteau obține credit. Gilberto Baschiera, așa îl chema pe acel manager, a scăpat de închisoare deoarece el nu și-a atribuit niciun euro din banii furați. Urmărește emisiunea Află totul despre bani și nu rata următoarele ediții. Pentru mai multe informații, accesează pagina de Facebook a campaniei naționale de educație financiară Află totul despre bani și neapărat abonează-te pentru a-ți îmbogăți feed-ul cu informații de calitate. Eu sunt Lubomir, pe curând!